Salutare! De această dată am ales meciuri doar din campionatele Europei. Suntem la Pariază pe telefon și începem cu soliștii. Copenhaga și-a vândut portarul la Wolfsburg cu 13 milioane de euro și a investit o parte din bani în 3 transferuri. Cel mai important este fundașul african Gara Nanga, adus din Belgia cu 5 milioane de euro. Așa încearcă cei de la Copenhaga să pună mâna pe primul titlu din 2021 încoace. Adversarea din prima etapă este o echipă fără pretenții. Pe terenul lui Lyngby, Copenhaga n-a mai pierdut de 7 ani. Ca să nu mai rateze titlul al 4-lea an la rând, Legia și-a adus golgheter de la Young Boys Berna. Camerunezul Jean-Pierre Nsame, cu peste 100 de goluri în prima ligă elvețiană, este cea mai tare achiziție a verii pentru Legia Varșovia. În prima etapă, Legia este mare favorită acasă în fața lui Zaglebie, pe care o învinge acasă fără probleme de 5 ani încoace. După o luptă în doi cu Thun, la sfârșitul campionatului, Sion a promovat în prima ligă. În prima etapă, dă peste campioana de anul trecut, Young Boys. Cu un lot de 6 ori mai valoros, Young Boys speră să înceapă cu o victorie campionatul. Oare cel mai valoros jucător din loteria îi va purta din nou spre câștigarea campionatului pe Young Boys? Celie, campioana din Slovenia de anul trecut, s-a calificat în turul 2 preliminar după 2 victorii cu Flora Tallinn. Echipa lui Marco Dulca o întâlnește în prima etapă de campionat acasă pe Bravo. Echipa din Ljubljana va juca joi returul din Conference în Țara Galilor. După 0-1 acasă și o deplasare lungă, Bravo nu va avea o misiune ușoară în deplasarea de la Celi. Cu o victorie, Djurgården se apropie la un punct de Malmö, echipa de pe primul loc la sfârșitul turului în Suedia. Djurgården joacă bine în deplasare, a câștigat 4 din ultimele 5 meciuri și a înscris numai puțin de 15 goluri. Kalmar este acum pe loc de baraj, dar și la 2 puncte de locurile retrogradabile direct. Ludogoreț, campioana de anul trecut, întâlnește echipa care s-a clasat pe locul 3 în Bulgaria. În primul meci oficial, Ludogoreț bate acasă cu 3-1 pe Dinamo Batumi. Cu Doaf 13 goluri, Tekpetei 10 goluri și cu poate cel mai interesant jucător din Bulgaria, Roan Seco, 14 goluri marcate, Ludogoreț speră să devină din nou campion. Acum trecem la biletul cu peste 2,5 goluri. Aici aveți și opțiunea GG sau peste 2,5 goluri. Cotele sunt mai mici, dar cresc șansele de câștig. Am ales două meciuri din Norvegia. Bodo și Molde au o medie de peste 2 goluri pe meci marcate acasă. În ultimul meci, jucat pe teren propriu, Bodo o bate cu 5-1 pe ocupanta locului 2, Brann. Din Suedia o avem pe Malmö, care are o medie de peste 2 goluri marcate în deplasare. Mă aștept să văd minim 3 goluri și la meciul celor de la Kups, ocupanta locului 1 în Finlanda, care întâlnește acasă echipa de pe ultimul loc. Aveți 12 meciuri, deci aveți de unde alege, dar nu uitați, cel mai important lucru, studiați, analizați și puneți pe biletul verde doar ce vă place cel mai mult.